Iubiți frați și iubite surori, vă invit să vă ridicați în picioare. Deschidem Sfânta Scriptură la Psalmul 84, pagina Sfânta Scriptură 603. Cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor! Sufletul meu suspină și tânjește de dor după curțile Domnului. Inima și carnea mea strigă către Dumnezeul cel viu. Până și pasărea își găsește o casă acolo și rândunica un cuib unde își pune puii. Ah, altarele tale, Doamne al oștirilor, împăratul meu și Dumnezeul meu, ferice de cei ce locuiesc în casa ta, căci ei tot mai pot să te laude. Ferice de cei ce își pun tăria în tine, în a căror inimă locuiește încrederea. Când străbat aceștia valea plângerii, o prefac într-un loc plin de izvoare și ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări. Ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion. Doamne Dumnezeu oștirilor, ascultă rugăciunea mea, ia aminte Dumnezeului Iacov. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Înainte de toate, vreau ca împreună cu dumneavoastră, din toată inima în această dimineață, să binecuvântăm pe Dumnezeu Tatăl nostru, pe Domnul nostru Iisus Hristos și pe Duhul Sfânt. Amin. A Lui este toată slava, a Lui este toată gloria și a Lui este toată mărirea în veci de veci. Amin. Mă bucur că sunt împreună cu dumneavoastră în această dimineață la închinare cu dumneavoastră, împărtășie cu dumneavoastră, încântare cu dumneavoastră și negreșit, acum suntem împreună și în cuvântul lui Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. Primiți salutări sfinte din partea mea personal, din partea bisericilor din județul Bistrița Năsăud, Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte și am un gând din Apocalipsa pe care vreau să-l împărtășesc cu dumneavoastră, este cuvântul Domnului din Apocalipsa, capitolul 1. Vreau să citesc câteva versete care ne dă speranță, care ne dă încredere, care ne face să fim încrezători în chemarea pe care ne-a făcut-o Domnul. De la versetul 5, partea a doua în jos. A Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preot pentru Dumnezeu, Tatăl Său, a Lui să fie slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Amin. Iată că El vine pe nori și orice ochi va vedea și cei ce L-au străpuns, toate semințiile pământului se vor poci din pricina Lui. Da, amin. Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, zice Domnul Dumnezeu, Cel ce este, Cel ce era și Cel ce vine, Cel atotputernic. Amin. Personal vă mărturisesc că astăzi m-am bucurat la părtășia de dimineață prin felul în care am putut să stăm de vorbă cu Domnul, prin felul în care am putut să ne închinăm înaintea lui Dumnezeu. Și a sta de vorbă cu Domnul este închinare. A cânta imnuri de slavă la adresa lui Dumnezeu este închinare. Și a asculta din cuvântul Domnului împlinind ceea ce este scris în Sfânta Scriptură este tot o închinare. Și aș dori ca închinarea noastră împreună din dimineața aceasta să fie în dreptul fiecărei persoane. Să fie deplină și să fie cunoscută de Domnul și să fie recunoscută de prezența celor care sunt în preajma noastră prin faptul că noi suntem cei care suntem închinați Domnului. Amin. M-am bucurat de îndemnurile care au fost aduse la timpul de rugăciune, am meditat și m-am oprit asupra acestor versete pe care le-am citit în dimineața aceasta și aș zice, dacă m-aș strădui cât de cât să dau un titlu al mesajului, al cuvintelor pe care vreau să le împărtășesc cu dumneavoastră, ca să nu merg șchiopătând, ci să merg din putere în putere. Este nevoie ca pasul nostru să fie sigur. Și m-am bucurat într-un mod deosebit de cuvintele pe care au fost aduse de fratele, care ne-a îndemnat, întărește-te și îmbărbătează-te.
Nu știu în ce mediu, nu știu în ce loc ai putea să fii ca să poți primi aceste cuvinte și acest mesaj ca tu să mergi mai departe și să demonstrezi prin pașii pe care îi faci că tu într-adevăr ești cel care mergi din putere în putere. În primul rând, aș dori ca să definim locașul lui Dumnezeu. Locașul lui Dumnezeu în sensul Sfintelor Scripturi, pentru că Solomon este cel ce își exprimă dorința. David este cel ce pregătește cadrul și mijloacele ca să facă o casă pentru Domnul. Și întrebarea din partea Domnului este: ce fel de casă îmi puteți voi construi? Pentru că cerurile cerurilor nu mă pot cuprinde. Dimensiunea lui Dumnezeu trece de orice fel de imaginație umană și cu toate acestea este un loc unde Domnul poate locui, slăvit să fie Domnul. Și aș dori ca în dimineața aceasta, în orice inimă să locuiască Domnul Dumnezeu. Aceasta este scopul părtășiei noastre. Nu este ca să venim să petrecem aici două ceasuri și jumătate și să ne întoarcem cu opinii personale către casă, ci către casă fiecare dintre noi să ne întoarcem cu Domnul. Cu Domnul în inima căruia ne-am rugat, căruia am adresat nevoile noastre, starea inimii noastre, am mărturisit-o înaintea lui Dumnezeu, am înălțat imnuri de slavă la adresa lui Dumnezeu, am ascultat cuvântul lui Dumnezeu și vreau să mă întorc către casă cu Domnul. De altfel, biserica lui Hristos, locașul în care ne găsim noi astăzi, ca unitate, ca entitate, nu este altceva decât o grădină a Edenului, în care Dumnezeu vrea să vorbească cu noi, în care Dumnezeu vrea să comunice cu noi, în care Dumnezeu vrea să ne privească. Este reciprocă? Vrei să vezi pe Domnul? Vrei să privești chipul lui? Vrei să stai de vorbă cu Domnul? Dumnezeu este cel ce dorește același lucru. Și suntem exact în locul în care putem să privim frumusețea lui Dumnezeu, în care putem să ascultăm cuvintele lui Dumnezeu și în care să ne bucurăm de această părtășie sfântă, slăvit să fie numele Domnului. În opinia lor, oamenii au crezut că dacă construiesc un edificiu, dacă investesc sume fabuloase în acel edificiu și dacă pun numele aceluia în loc de închinare, consideră că au făcut totul și de acolo mai departe toate lucrurile merg de la sine. Domnul Iisus Hristos a adresat cuvinte de mustrare a celora care pronunțau într-un mod repetat templul Domnului, templul Domnului, templul Domnului. Ce este ceva mai important decât clădirea aceasta? Domnul Iisus spunea: în mijlocul vostru este unul mai mare decât templul și acela este Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Eu am venit în locul acesta pentru că sunt sigur că unde sunt doi sau trei care se adună numele Lui, El este prezent în locul acesta, slăvit să fie Domnul. Aș dori ca să surprindem aceasta în locașul lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu spune, fiul lui Core exprimă cu bucurie cât de plăcute sunt locașurile tale, Doamne al oștirilor. Și poate întrebarea se naște, s-au schimbat aranjamentele, s-au mai făcut investiții în casa de închinare sau ce este deosebit în casa lui Dumnezeu? Ceea ce este deosebit este că vine Domnul Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Și aș dori pentru fiecare dintre dumneavoastră, membrii din biserică, prieteni de aproape sau de departe, sau vizitatorii acasei Domnului în dimineața aceasta, ceea ce dă valoare locului acestuia este prezența lui Dumnezeu. Și când citim în Sfânta Scriptură, îl vedem pe Iacov plecând de la casa părintească cu un toiac și cu o traistă, ca să spunem în felul acesta, să înțelegem fiecare, fără resurse substanțiale, cu teamă, cu frică, cu îndoieli, ce va fi, cum va fi. Important era că noaptea aceea, când avea temerea cea mai mare, când avea groaza cea mai mare, a pus capul pe o piatră, a dormit și Domnul a găsit acolo, slăvit să fie Domnul. Amin. Și Dumnezeu a stat de vorbă cu el.
Dumnezeu l-a echipat, Dumnezeu i-a spus, așa cum s-a vorbit în dimineața aceasta, întărește-te și îmbărbătează-te. În dimineața aceasta ești în locul acesta și cuvântul care s-a rostit din partea lui Dumnezeu pentru tine în dimineața aceasta. Nu te uita la provocări, nu te uita la amenințări, nu te uita la lucrurile care sunt temeri pentru sufletul tău. Te gândești la tine, la starea ta de sănătate, te gândești la familie, te gândești la copii, te gândești la ziua de mâine, te gândești la lucrurile care nu le mai poți să le gestionezi. În ziua de astăzi, Domnul îți spune, întărește-te și îmbărbătează-te, slăvit să fie numele Domnului. Teamă mare era pentru Iacov, dar minunea lui Dumnezeu i-a fost că a fost Domnul acolo. Și când s-a trezit de dimineață, a găsit ce avea mai prețios, o sticluță de unt de lemn. A făcut ungerea petrei peste care și-a pus capul și Dumnezeu a privit cu binecuvântare peste Iacov, în călătorie și în viața lui, slăvit să fie Domnul. Și atunci când noi venim la închinare, rostim numele Dumnezeului lui Avraam, Dumnezeului lui Isaac și Dumnezeului lui Iacov, slăvit să fie numele Domnului. A plecat cu o traistă, a plecat cu toiag și s-a întors cu turme, s-a întors cu sluși, s-a întors cu fii și fiice, s-a întors cu argați, cu slujitori pe care nu se gândea niciodată că îi va avea. De ce? Pentru că Dumnezeu a fost cu el, slăvit să fie numele Domnului. Aș dori ca să definim acest locaș al Domnului, locul unde se prezintă Domnul. Și locul unde se prezintă Domnul este deosebit. Dacă s-a amintit în dimineața aceasta despre Iosif, Iosif a plecat de la casa părintească într-un mod barbar, am putea să spune, mânat, vândut, lepădat, anulat, șters de pe lista celor vii. În felul acesta a ajuns el în Egipt. Dar interesant că Dumnezeu a fost cu el, Domnul a fost cu el, a fost și în casa lui Potifar, a fost și în temniță, a fost și în casa lui Faraon, slăvit să fie numele Domnului. Doresc ca aceeași binecuvântare să fie peste dumneavoastră. Pragul caselor pe unde veți pleca, veți călca dumneavoastră, să fie un loc sub prezența lui Dumnezeu. Poate deschideți uși la care nu vă gândiți. Poate vă gândiți că acolo nu are loc și nu are sens. Dumnezeu este pentru voi, slăvit să fie numele Domnului. Dacă Dumnezeu a fost în casa lui Faraon, prin Iosif, Dumnezeu poate să fie în casa la oameni înalți, prin dumneavoastră, surori și frați care lucrați, care munciți diferite activități, fie în transporturi, fie în construcții, fie în orice fel de activitate pe care o prestați, dumneavoastră puteți să-L prezentați pe Dumnezeu. Și mă duce gândul în dimineața aceasta la fetița aceea care era luată roabă în Siria, ea a fost mesagerul lui Dumnezeu și a vorbit despre Domnul Dumnezeu și bărbatul acela s-a pus pe drum, nu pentru că i-a spus fetița, ci pentru că a văzut în spatele fetiții un Dumnezeu care poate să-i aducă vindecare, care poate să răspundă la cauza lui și la situația lui, slăvit să fie numele Domnului. Se pune pe drum și a înțeles că Dumnezeu este cu el și s-a demonstrat când să se întoarcă înapoi. Vreau să duc cu mine ceva de aici. Dar ce vrei să duci? Nu vrei aur. Rău ar fi vrut să lase aur acolo. A vrut să vută darurile, a vrut să le lase toate acolo. Nu, eu vreau să iau un pic de pământ. Acolo am călcat și acolo este Dumnezeu. În casa Domnului este un loc unde se prezintă Dumnezeu. Din pricina dorințelor dumneavoastră, din pricina căutărilor dumneavoastră a feței lui Dumnezeu, este un loc unde se prezintă Dumnezeu. Pentru că în alte locuri sunt miraculoase. Aveți lucrări de arhitectură grozave. Vin oameni de pe toate meridianele lumii să viziteze Barcelona, să viziteze, dacă vreți, alte locașuri deosebite care s-au făcut și că s-au făcut renumite în cultura, în creația mondială, dar cel mai plăcut loc este casa lui Dumnezeu, este locașul unde se prezintă Domnul. Când mă duc să mă minunez de templul lui cel sfânt și când spun lucrul acesta, nu mă gândesc la capodopere, ci mă gândesc la cel care este mai presus de oricine, care este Dumnezeu, slăvit să fie numele Domnului. În dimineața
dimineața aceasta suntem în acest locaș. În dimineața aceasta sunt în acest locaș. Și aș dori ca să mergem și în lumina Noului Testament, să nu spuneți că m-am referit doar la Vechiul Testament. Era un grup de frați. Un grup de frați, Hristos Domnul era înălțat la cer. Și era un grup de rugăciune, erau ucenicii, erau câteva femei, erau câțiva frați adunați în loc împreună. Și aveam o cântare care se cânta mai pe vremuri. Am îmbătrânit de zile și am văzut mari desfătări. Și era vorba de casa lui Ion Marcu. Și în cântare noi spunem, cântăm din toată inima, acolo vine și Domnul. De ce vin în casa lui Dumnezeu? Nu pentru că vin 100 de frați, nu pentru că vin 300 de frați, nu pentru că vine un slujitor nu știu de unde, ci pentru că vine mesagerul lui Dumnezeu, Hristos Domnul. Eu vin aici pentru că vine și El, n-ar vrea să-L trădez, n-ar vrea ca să-mi găsesc plăcere în alte lucruri, în alte deplasări decât în locul unde este prezent Domnul și doresc ca Domnul Dumnezeu să ne ajute. În Psalmul 16, versetul 3, sfinții care sunt în țară, oamenii evlavioși, sunt toată plăcerea mea, slăvit să fie numele Domnului. Avem ocazia să stăm de vorbă cu multe feluri de oameni și ne bucurăm de unii, de alții, de caracterul lor, de noblețea lor, de felul de cunoștințe, de abilități, de putere, de decizii, de ce vreți dumneavoastră, dar nimic nu este mai prețios ca oamenii care se tem de Domnul. Oamenii care păzesc legea lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu vrea să împartă veșnicia împreună cu ei, slăvit să fie numele Domnului. Ei au o perspectivă veșnică. Ei au o perspectivă în prezența veșnică a lui Dumnezeu. Și aș dori ca acest lucru să devină adevăr pentru fiecare. Nu ne socotiți frații, nu ne socotiți surorile, nu ne socotiți pe cei pe care i-a chemat Dumnezeu în planul Lui de mântuire. Am citit din Apocalipsa pentru dumneavoastră, dar și pentru mine și din toată inima am citit a Lui care ne iubește, a Lui care ne-a spălat de vechile noastre păcate și ne-a făcut preoți pentru veșnicia lui Dumnezeu, să fie slava și gloria în veci de veci. De ce îl glorific pe El? Pentru că El mă iubește. M-a iubit într-o stare deplorabilă. M-a iubit într-o zi zic că nu-L cunoșteam, că nu mai eram aproape de El. Dumnezeu m-a iubit, m-a spălat, m-a curățit și mi-a deschis cerul ca să intru în El, slăvit să fie numele Domnului. De ce mi-e drag locul unde se adună? De ce? Pentru că sunt cuvintele Domnului Iisus Hristos. Dacă doi sau trei oameni se unesc împreună, acolo voi fi și eu. Haideți să valorificăm întotdeauna. Nu întotdeauna putem să fim la părtășie de felul acesta. Peste săptămână, poate distanță, poate munca, poate alte și alte activități ne împiedică. Dar dacă ai pe cineva aproape de tine, un vecin, de pe stradă, din apartament, de pe scară, mai faceți un altar, mai stăruiți înaintea lui Dumnezeu. Și doresc ca Domnul Dumnezeu să binecuvinteze într-un mod deosebit mijlocitorii bisericii acesteia. Dumnezeu are nevoie și recrutează oameni pentru mijlocire. El care s-a făcut mijlocitorul nostru al tuturor, îi suntem și noi datori să mijlocim pentru alții înaintea lui Dumnezeu. Aducem necazurile, aducem suferințele semenilor noștri, fraților noștri care trec prin felurite încercări. Aducem lucrarea Domnului din biserică în mijlocire înaintea Domnului. Aducem comitetul înaintea Domnului. Planul lui Dumnezeu de lucrare din locul acesta îl aducem înaintea lui Dumnezeu. Voi care stăruiți, voi care nu dormiți, voi care nu obosiți, întotdeauna sunteți cei care mijlociți înaintea lui Dumnezeu și doresc ca Domnul Dumnezeu să binecuvinteze biserica aceasta în continuare cu mijlocitori devotați înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu să întărească această armată a mijlocirii înaintea feței lui Dumnezeu. Acesta este locașul. Acesta este locul unde se prezintă Domnul. Dacă se prezintă Domnul, este slavă. Dacă se prezintă Domnul, este binecuvântare. Dacă se prezintă Domnul, este viață pentru veșnicie, așa cum aveți leitmotivul din Psalmul 133. Și doresc ca Domnul Dumnezeu să lase aici în continuare binecuvântarea Lui, ca un locaș al Lui slăvit să fie numele Domnului. Prezența Lui să se arate,
să se dezvăluie, să fie descoperită și oamenii să primească iertare, să primească mântuirea, să primească împăcarea și acasă să meargă toți slăvind și lăudând pe Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Al doilea aspect pe care oamenii îl văd de bine, Duhul Domnului coboară peste fiii lui Core și inspirați de Duhul Sfânt, aduc această realitate înaintea noastră peste generații cu privire la cursele casei Domnului. Deci este minunat înăuntru, dar nu întotdeauna poate că ești confortabil aici. Sunt lucruri care se rezolvă afară. Sunt lucruri care se rezolvă dincolo de aici. În Cartea Psalmilor avem un psalm al treptelor, mai multe psalme al treptelor, în care vedem exprimată dorința celor ce vin la închinare. Afară ne pregătim inimile, ne pregătim sufletele. Dacă trebuie să stăm de vorbă cu cineva, le oprim. Vezi că vin mai repede cu 15 minute înainte de închinare, mă găsești, așteaptă-mă în parcare, așteaptă-mă înainte de a intra în casa Domnului, vreau să te îmbrățișez sau vreau să-mi cer iertare sau vreau să spun ceva sau vreau să am avut o lucrare de la Domnul și vreau să o împărtășesc înainte de a merge înaintea lui Dumnezeu. Și dacă este cazul, vom mijloci cu toții împreună înaintea lui Dumnezeu. Sunt scumpe curțile casei Domnului, acolo ne pregătim, acolo suntem așa cum suntem, chiar cum suntem, așa venim în curțile casei Domnului, acolo ne mai curățim, acolo ne mai eliberăm, acolo ne mai îndepărtăm lucrurile nepotrivite din viața noastră, ca atunci când vin în prezența lui Dumnezeu, Dumnezeu să-mi asculte rugăciunea, Dumnezeu să-mi primească cântarea de laudă pe care o înalț înaintea lui Dumnezeu. Știți că și cântarea de laudă trebuie să fie primită înaintea lui Dumnezeu? Nu doar rugăciunea, nu doar la temerea mea Dumnezeu să găsească soluția Lui, ci și la cântarea de laudă Dumnezeu să răspundă din cer, să răspundă cu binecuvântare și Domnul Dumnezeu să facă lucrul acesta peste toți cântăreții bisericii acesteia și peste toată biserica. La urma urmei, toți suntem chemați și venim aici să ne închinăm și să glorificăm pe Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Și un lucru care dă garanție că atunci când merg din putere în putere și să nu șchiopătez, este un adevăr și o mărăturie pe care fiul lui Core consemnează, până și pasărea, ceva mai mic, ceva mai neînsemnat, nu dintre oameni, găsesc în casa Domnului, găsesc în prejurul casei Domnului o protecție pe care nu o găsesc în alt loc. Și este materializată prin faptul că știe că acolo nimeni nu-i dărâmă cuibul, știe că acolo este în condiții de siguranță, știe că acolo poate să-și pună cuibul, știe că acolo poate să depună ouăle, știe că acolo poate să clocească, după o perioadă să scoată puiuțe, să-i hrănească și să iasă o nouă generație. Mai mult decât pasărea, pentru dumneavoastră și pentru familiile dumneavoastră, este un loc de siguranță pentru dumneavoastră și pentru casele dumneavoastră. Pentru generațiile noi care vin, este locul unde se prezintă Domnul, un loc în care este siguranță și adăpost, slăvit să fie Domnul. Știe că se bucură de o protecție deosebită. Mai este mama care se roagă, mai este tatăl care mijlocește, mai sunt frații care împreună ne rugăm înaintea lui Dumnezeu, mai este un comitet de oameni care stăruiesc înaintea lui Dumnezeu, mai este rugăciunea celor care se strâng cu toți împreună și aduc înaintea lui Dumnezeu fiecare casă, fiecare familie, fiecare tânăr, fiecare tânără, fiecare situație în parte, o aduc înaintea lui Dumnezeu. Este un loc de mijlocire în casa lui Dumnezeu. Este un loc de răspuns din partea celor care se adună într-un loc acesta și Domnul ia aminte. Deci nu trebuie să ne socotim în întâlnirile noastre prezența și răspunsul lui Dumnezeu. Este de mare importanță ca la părtășia noastră să vedem răspunsul lui Dumnezeu. Căutarea feței lui Dumnezeu trebuie să fie în orice inimă, în strâmtorarea lui, în durerea lui. Iov spune, o, dacă aș ști unde să-l găsesc, dacă aș ști unde să-l caut, dacă aș ști cum să fac să mă apăr, să-i spun tot necazul meu, să-i spun toată situația. Știa Domnul toate, le cunoștea pe toate. Vreau să spun că le cunoaște și în dreptul dumitale.
le cunoaște și în dreptul nostru al tuturora. Important este să stau de vorbă cu Domnul. Mi-aduc aminte de Ana din Scriptură. S-a terminat sărbătoarea de la Shiloh. Am fi spus, toată lumea la masă, s-a gătat. Ea a găsit un loc unde să continue să se roage înaintea lui Dumnezeu. A fost desconsiderată de slujitorul de acolo, de la templu, de la cort. Dar interesant că la urmă a înțeles și el că ea avea o durere, avea o rugăciune, avea o nevoie pe care o ducea înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu în dragostea lui i-a răspuns, slăvit să fie numele Domnului. Și relatează în Sfânta Scriptură că după ce au plecat, s-au ridicat de la Shiloh și au plecat de acolo, fața ei a fost alta. Aș dori ca această transformare, aș dori ca această înnoire să se petreacă în dreptul tuturora și în dreptul copiilor care au temeri, și în dreptul tinerilor, și în dreptul celor vârstnici, și în dreptul tuturora. Vreau să știu că să ia povara de pe umeri, să ia încărcătura și greutatea de pe dumneavoastră și să știu că fiecare mergeți plin de încredere, că vă întoarceți de la Sion, pentru că am încredințat toate lucrurile în mâna lui Dumnezeu. Și cel ce nu dormitează, cel ce păzește pe Iacob, știu că va răspunde cererilor mele și cauzelor mele, slăviți să fie numele Domnului. Trăiți întreaga putere a rugăciunii, nu doar ca să aducem cereri, nu nominalizare, trăiți răspunsul lui Dumnezeu și așteptarea îndurărilor lui Dumnezeu, că Dumnezeu este Cel ce răspunde, slăvit să fie numele Domnului. Spune despre Domnul, iată că nu doarme, nici nu dormitează Cel ce păzește pe Iacob, cu cât mai mult pentru biserica Lui, care a fost plătită cu prețul jertfei Domnului Iisus Hristos. Domnul are ceva special pentru noi fiecare, slăvit să fie numele Domnului. O altă dimensiune, dacă vreți, a lucrurilor care se petrec în casa lui Dumnezeu este faptul că este fericire pentru cei ce locuiesc casa Domnului, în casa ta. Nu numai că venim și plecăm. Noi nu când plecăm acasă de aici, încuiem ușa și Domnul rămâne aici și ne așteaptă până la următoarea părtășie. Dumnezeu este în inimile noastre ale tuturor. Aveam o cântare care o cântam, mergi cu Iisus. La plecare, fiecare să merge, să ne asigurăm că mergem cu Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Dar ceea ce este glorios este că în mut domiciliu în casa lui Dumnezeu. Nu este frumos? Să-ți muți reședința în casa lui Dumnezeu. Și casa lui suntem noi. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta. Adică niciunul să nu fie marginalizat. Nu mai suntem străini, nu mai suntem oaspeți, suntem cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu, slăviți să fie numele Domnului. Nu vă lăsați marginalizați. Dacă este o opinie separată a unuia sau altuia care vă afectează, luptați, dați-o la o parte și veniți înaintea lui Iisus Hristos. Eu sunt al Lui, eu sunt al Domnului, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Sunt parte din lucrarea Lui. După cum Domnul s-a îndurat de unul sau de altul, s-a îndurat și de mine. După cum Domnul a iertat pe unul și pe altul, m-a iertat și pe mine, slăvit să fie numele Domnului. După cum frații de acolo au promisiuni și făgăduințe din partea lui Dumnezeu, Domnul are aceleași făgăduințe și pentru mine, slăvit să fie numele Domnului. Aceasta îți va restabili locul care ți se cuvine în casa lui Dumnezeu. Ești parte din lucrarea lui Dumnezeu. Ești o cărămidă vie în lucrarea lui Dumnezeu, slăvit să fie. O piatră vie zidită de Dumnezeu în Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Dacă până aici, poate ți-a spus cineva un cuvânt, poate mai josnic, poate din afara bisericii, sau poate chiar de aici din greșeală, dintr-o eroare, sau dintr-o neveghere, au fost o afirmație de felul acesta, spune astăzi că eu sunt al lui Hristos. El m-a zidit în casa Lui.
Și știu că sunt păzit de El, slăvit să fie numele Domnului. Dumnezeu să întărească legământul dumneavoastră. Dumnezeu să întărească devotamentul dumneavoastră. Dumnezeu să întărească promisiunile pe care vi le-a făcut. Ele sunt în Hristos toate, da și amin. Slăvit să fie numele Domnului. Nu suntem îndoielnici, nu suntem sceptici în ceea ce privește făgăduința lui Dumnezeu. Și de aceea eu merg din putere în putere, pentru că mă agăț de promisiunile lui Dumnezeu, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne dea o trăire de plină, efervescentă în prezența Lui. Avem o cântare care o cântăm: cât de bine mă simt cu aleșii Domnului. Și aș dori ca să înțelegem că suntem aleși. Și Apostolul Pavel la Coloseni: astfel, dar ca niște aleși a lui Dumnezeu. Aveți un loc definit în lucrarea lui Dumnezeu. Și n-a ales nici păstorul, n-a ales nici comitetul, n-a ales nici altcineva ca să fiți parte din lucrarea lui Dumnezeu. Sunteți alesul Domnului Iisus Hristos. Aleasa Domnului Iisus Hristos. Beneficiați de această alegere deosebită. Domnul nu greșește niciodată. Are plan de transformare, are plan de schimbare, are plan de înnoire, are plan de echinare, are plan de mântuire, slăvit să fie numele Domnului. Și Dumnezeu le împlinește la vremea lor pe toate, slăvit să fie numele Domnului. Dacă v-ați resemnat de anumite opinii sau de anumite așezarea lucrurilor, sau ați ajuns într-o stare de plictisială de aceasta, aș dori să o dați la o parte. Aș dori să o dați la o parte în numele lui Iisus Hristos. Eu sunt al Domnului Iisus Hristos. A plătit cel mai mare preț pentru mine ca să fiu răscumpărat al Lui. Să fiu răscumpăratul Lui, slăvit să fie. Sunt om din casa lui Dumnezeu. Suntem în casa lui Dumnezeu, parte a lucrării lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze, Dumnezeu să ne dea această încredere în adevărul lui Dumnezeu. Și încă câteva gânduri vreau să aduc în centru atenției noastre, a tuturora. Ferice de cei ce își pun tăria în tine. S-ar putea ca resursele tale să-ți fie insuficiente. Și cu siguranță problematica zilelor pe care o ai, în conjuncturile în care te găsești, vei spune că nu mă descurc singur sau singur. Și ai perfectă dreptate. Nici Sfânta Scriptură nu spune altceva: descurcă-te singur. Dar este unul care are tărie. Este unul care are putere. A biruit moartea, a biruit păcatul, a biruit pe diavolul. Este viu în vecii vecilor, El este Hristos, slăvit să fie numele Domnului. În dimineața aceasta spun că El este mijlocitor înaintea Tatălui, pentru tine și pentru mine, și ori de câte ori spre genunchi înaintea lui Dumnezeu, ai un aliat puternic înaintea lui Dumnezeu în rugăciunea ta. Poate nu te înțeleg cei cu care te rogi, poate cauza de mijlocire pe care o aduci nu o înțeleg și spun: la ce se mai roagă atât pentru cauza cu tare sau cu tare? Vreau să spun în dimineața aceasta, ai unul care este de partea ta, este Hristos Domnul. El se prezintă cu cauza ta, cu nevoia ta, înaintea Dumnezeului celui viu, slăvit să fie numele Domnului. Și nu numai atât, El are trecere. El are trecere. A fost ascultat de Dumnezeu Tatăl din pricina evlaviei Lui, slăvit să fie numele Domnului. Și dacă Domnul Dumnezeu l-a ascultat pe El atunci, îl va asculta și cu povara ta, cu cauza ta, cu lupta ta, cu neputința ta. Și Dumnezeu are tărie, slăvit să fie numele Domnului, are tărie de izbăvire pentru tine și încrederea să locuiască în tine. Nu descuraja, întărește-te și îmbărbătează. Nu te uita la cei ce cad, ci uite de la cei ce merg înainte. Uite de la cei ce merg înainte. Domnul Iisus Hristos, când s-a apropiat vremea în care trebuie să se aducă pe sine jertfă, s-a îndreptat fața către Ierusalim, tot înainte, slăvit să fie Domn, pentru că știa ceea ce avea de înfăptuit. Ori de câte ori ai o cauză înaintea lui Dumnezeu, îndreaptă-ți fața către Domnul. Oamenii, creștini în general, de multe ori, mai ales din zona pocăiților, au un obicei, pleacă ușor capul înaintea oamenilor, dar uită să ridice capul sus totdeauna înaintea lui Dumnezeu.
Schimbați. Dacă vă găsiți prin situația aceasta, schimbați. Îmi plec genunchii înaintea Domnului Iisus Hristos. Îmi plec capul înaintea Domnului Hristos. Mă smeresc înaintea Domnului și înaintea oamenilor mă îndrept. Stau vertical. Pentru că în mine este mai mult, mai puternic ceea ce este în lume. În noi este Hristos. În noi este împărăția lui Dumnezeu. În noi este turnat Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. În noi este viața veșnică, biruitoare, slăvit să fie în numele Domnului. Și El e cu noi în toate zilele, până la sfârșitul viacurilor, slăvit să fie în numele Domnului. Și se mai întâmplă ceva atunci când credinciosul merge înaintea lui Dumnezeu în rugăciune. Ca să nu meargă cu capul plecat înaintea situațiilor, din pricina poverilor, vezi câte un frate atât de doborât, atât de descurajat, acum desnădăjduit, încât nu numai că problemele acelea le epuizează, dar și credința în Dumnezeu este afectată. Și vă provoc, nu vă lăsați doborâtă credința de evenimentele externe. Nu vă lăsați. Ștefan, în mijlocul provocărilor la care a fost Iisus, putea să plece capul și să primească pietrele și moartea era asemănătoare cu acestea, dar spre deosebire acesta și-a îndreptat fața către Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a primit în veșnicie, slăvit să fie numele Domnului. Priviți totdeauna fața lui Dumnezeu, îndreptați ochii către Dumnezeu. Se întâmplă ceva, sunt niște resurse pe care le avem la îndemână, care trebuie să le folosim. Când străbat aceștia valea plângerii, negreșit, trecem pe acolo, o prefac, o transformă într-un loc plin de izvoare. Avem niște izvoare aici jos. Dumnezeu, așa cum spune Domnul Iisus Hristos în Ioan 17, le-am dat cuvântul meu, cuvântul tău. Cuvântul tău este adevărul, slăvit să fie numele Domnului. Aș dori ca să înțelegem, având Sfânta Scriptură, adevărul lui Dumnezeu, având Biblia, revelația lui Dumnezeu pe pământ, dragostea lui Dumnezeu față de noi, materializată, scrisă, pe care o putem aborda prin citire, lecturare, trăire, împărtășire, ar dori ca să spunem că este un izvor de jos, pentru că Dumnezeu ni l-a dat nouă, slăvit să fie în numele Domnului. Citiți Sfânta Scriptură când treceți prin încercare, când treceți prin bucurie, citiți Sfânta Scriptură și aduceți mulțumiri lui Dumnezeu. Puneți-vă toată încrederea în Dumnezeu și în făgăduințele Lui, slăvit să fie în numele Domnului. Apocalipsa este glorificarea veșnică a lui Dumnezeu. Nu este căderea lui Dumnezeu, cum spune diavolul. Nu este nenorocirea care va veni peste toată omenirea, ci este deplina biruința Domnului Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, slăvit să fie numele Domnului. Credinciosul trebuie să fie optimist, credinciosul trebuie să fie plin de încredere. Avem resurse pe pământ, avem cuvântul lui Dumnezeu, ni l-a dat Domnul Iisus Hristos, slăvit să folosiți-L, practicați-L, trăiți-L, împărtășiți-L și nu descurajați în fața adversarilor ori de câte ori. Cuvântul lui este da și amin, este candelă, slăvit să fie numele Domnului. Și spune că ploaia o acopere cu binecuvântări, ploaia de sus este ceva care mai vine și de sus. Și aș dori ca să vină ploaia Duhului Sfânt peste biserică, să fie peste orice suflet. Resurse de jos, resurse de sus care ne dau putere să mergem din putere în putere. Resursele lui Dumnezeu, nu mă bazez pe resursele mele. Nu ne bizuim pe înțelepciunea noastră, nu ne bizuim pe competența noastră, ci ne bizuim pe Cel care a biruit înainte, Hristos Domnul, slăvit să fie numele Domnului. Și îmi place atât de mult această afirmație a fiilor lui Core, care spun și traversează acest moment al încercărilor, al trecerii prin valea plângerii, un loc unde este nedorit, cu resurse de jos, cu resurse de sus, ei merg din putere în putere și se înfățișează înaintea lui Dumnezeu în Sion, slăvit să fie numele Domnului. Într-o zi vom lepăda ceea ce este lumesc, de plin. Vom lepăda ceea ce este pământesc, de plin. Și vom lua chipul aceluia care este ceresc, slăvit să fie numele Domnului. Până atunci mai este luptă. Până atunci mai este stăruință. Până atunci poate mai sunt căderi. Dar nu uitați de Cel care ne așteaptă în marea răsplătire, Hristos Domnul. Doresc ca Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze pe fiecare în parte cu o viață de biruință. Apostolul Pavel la Efeseni
Îmi place atât de mult cum scrie în partea finală, după ce vorbește despre armătură, despre tot echipajul, despre toate, despre luptă, despre tot, și să rămâneți în picioare după ce veți fi biruit totul, slăvit să fie numele Domnului. Doresc această afirmație biblică să fie valabilă pentru viața fiecăruia dintre dumneavoastră. Vă iubesc, Domnul Dumnezeu să vă binecuvinteze și nu știm ziua de mâine, nu știm ce va urma, dar în împărăția lui Dumnezeu intră biruitorii. În împărăția lui Dumnezeu au biruit, așa găsim în Apocalipsa, ei au biruit. Fiți biruitori împreună cu Iisus Hristos. Nu suntem singuri. Înaintea noastră a mers Hristos Domnul și El ne ajută și este cu noi. A lui Dumnezeu să fie toată slava, toată gloria în veci de veci. Amin. Fiți binecuvântați de Domnul.